O viață dedicată scrierii în care a pus în valoare zestrea satului tradițional. Tot ceea ce cu fiecare an care trece se pierde în vatra satului Sălășan, doctorul în etnologie Camelia Burghele încearcă să salveze și să reconstituie. Asta pentru a lăsa generațiilor viitoare adevărata față a satului Sălășan. În cadrul evenimentului de lansare a volumelor Satele Sălăjene și poveștile lor, Camelia Burghele a explicat exact ce conțin aceste cărți care încearcă să imortalizeze aceste momente care, din păcate, se pierd în negura timpului. Este urgent să patrimonializăm și să radiografiem tot ce ține de cultura tradițională, atât timp cât ne mai putem permite asta, cât mai avem cu cine să discutăm. Se vorbește după aceea despre etnologia experimentală. Eu, atunci când mă duc pe teren, le provoc pe babele cu care stau de vorbă și multe dintre ele le vedeți aici și nu se supără că le spun babe, pentru că asta în satul tradițional românesc înseamnă o conotație de înțelepciune clară. Deci toate babele mele de acolo le pun să descânte. O să mă vedeți chiar pe mine în fotografii. M-au descântat, m-au vrăjit, m-au dezvrăjit. Totul pe viu. Le pun să gătească. Veți vedea că fac pâine une dintre ele ca să văd și procedeul. Îi pun pe ciobani să mă ducă la stână să văd cum se face la stână tot ritualul acela de stână. Deci acest lucru înseamnă etnologie experimentală și este foarte important. Toți oamenii de cultură din județ au apreciat valoarea scrierilor Cameliei Burghele, fiecare regăsindu-și copilăria în ceea ce ea a expus în paginile celor 4 volume. Să ne gândim urgent, mi-a plăcut termenul, până nu este prea târziu, și să mai legăm un fir de aur de călcâiul lui Dumnezeu, care încă ne mai ține satele în picioare. Mi-am amintit de ce spunea un scriitor american născut la începutul secolului XIX, și anume, scrie despre ceea ce ți se potrivește și se vor găsi mulți cărora să le placă. Cred că este unul din motivele pentru care noi suntem azi aici, într-un număr atât de mare, așa cum spunea Camelia, prietenea ei, fără obligații de a veni, ci doar din plăcerea de a fi alături de ea. Și pentru că toți suntem în perioada evaluărilor, Camelia, prietena Bibliotecii Județene, mă gândeam ce notă ți se cuvine ție. Camelia a depășit un număr de 10 cărți, așa că și nota pentru ea cu siguranță a depășit de mult nota maximă, 10. Cu felicitări! Pentru meritul pe care îl are Camelia Burghele, este acela că în aceste 4 volume și în următoarele care vor urma, nu va lăsa să moară ceea ce a fost, practic, partea importantă a sufletului acestui neam. Felicitări, Camelia! Mulțumim, Camelia! Reamintim că editura Caiete Silvane și editura etnologică București, cu sprijinul Centrului de Cultură Șart al județului Sălaj și al companiei Tenari Silcotub, au demarat publicarea unei monografii sălăjene sub semnătura etnologului Camelia Burghele în mai multe volume, dintre care primele 4 au fost tipărite și lansate.